Vestea momentului despre pensii. Anunțul venit direct de la Casa de Pensii. Se aplică în toată România. Vestea momentului despre pensii. Casa Națională de Pensii Publice, CNPP, spune când vor veni pensiile românilor în această lună. În luna aprilie, pensionarii români au primit banii înainte de vreme din cauza sărbătorilor Pascale, după ce Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut un anunț în acest sens. În luna mai, însă, pensiile vor fi livrate către beneficiari după programul normal. În România sunt înregistrați 4.787.920 de pensionari, însă nu toți primesc banii în același timp. Totul depinde de modul în care au ales să le fie virată pensia. La ce dată va fi livrată pensia în luna mai 2023? pensionarii care primesc pensia prin intermediul poștașului trebuie să știe că acesta vine cu bani în perioada 1-15 mai. Cei care au ales banii pe card vor primi pensia în jurul datei de 12 mai, dar nu mai târziu de 13 mai. Casa Națională de Pensii Publice, CNPP, spune că pensiile se achită pe card în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Banii nu trebuie să intre mai târziu de data de 13 a fiecărei luni. Nu în ultimul rând, cei care primesc pensia în cont trebuie să le fie livrați banii după același regulament ca și în cazul pensiilor pe cart. Românii au cotizat cu 3,2 miliarde de lei la pensiile private obligatorii pilonii în primul trimestru din 2023. În primele trei luni ale anului 2023, salariații. Care au obligația de a aloca 3,75% din venitul brut lunar la economiile pentru pensii administrate privat, au plătit 3,2 miliarde de lei la fondurile de pensii private obligatorii din pilonul ei, potrivit autorității de supraveghere financiară, ASF. Această sumă reprezintă o creștere de 19% față de același trimestru din 2022 care poate fi pusă pe seama creșterii numărului de participanți la fonduri cu 192 de mii, precum și a creșterilor salariale recente. Cele mai recente cifre ale Institutului Național de Statistică pentru luna februarie 2023 indică faptul că salariul mediu net a crescut cu 14,8% față de aceeași lună din 2022, ajungând la 4.270 de lei. De menționat că 3,75% din venitul brut al unui angajat este direcționat către un fond de pensii private din pilonul I. Dintre cei 8 milioane de participanți la fondurile de pensii private din pilonul I, aproximativ 4 milioane transferă în mod activ 20% din contribuții în fiecare lună către companii listate.